Salutare și bine v-am regăsit! Eu sunt Gino, iar astăzi ne vom juca The Sims 4. E bine, după cum vedeți, Nicoletei era foame și mănâncă chiar acum un sandwich cu cașcaval, cred că e asta. Dar asta contează mai puțin. Contează că mănâncă și că are grijă singură de ea. Acum sunt curios aici, trântorul nostru favorit, și anume Christopher, ce mai face? Moare de foame, dar totuși doarme. Pentru că odihna e foarte importantă. Și hai să-l trezim. Și să-l trimitem să gătească. Grilled cheese, o singură porție până la urmă. Dăm un fast forward așa. O să meargă lucrurile mai rapid pentru că nu am chef de așteptat. Chiar nu am chef de așteptat. Și să vedem. Este flirty. Try for a baby with Nicoleta. Nu acum. Ne trebuie o casă mai mare. Ne trebuie un job mai bine plătit. Trebuie să avem mai mulți bani în rezerva familiei. Deci încă nu se poate chestia asta. Dar în schimb, hug someone. Ia, asta e evident că se poate. Mă ce click pe Nicoleta. Și uitați, dăm hug. Și s-a rezolvat. Așa, hei. Dăm click pe Nicoleta. Nu putem să mai dăm acum click. Ah, ok. Și sunt curios ce face aici, Cristofan. Bea un suc, cred. Aici cred că trebuie să curățăm puțin drăcia asta de chiuvetă. Pentru că este jugoasă rău. Da. Tell a dirty joke to someone. Na. Nu e drăguț. Chiar nu e drăguț. Să mai vedem aici. Make a friend. Da, și asta e ok. Freshen up in the mirror. Ia să vedem aici. Așa. Bun. Oh! Jobul lui Christopher începe în curând. Asta o să fie interesant. Ia să vedem. Nu prea îmi place ideea asta, dar aia e. Și după câte văd, aparent amândoi au plecat la muncă. Deci probabil timpul o să treacă foarte repede pentru noi. Și așteptăm să se întoarcă de la muncă. Sper să aibă o zi bună și poate ia unul dintre ei o promovare sau de ce nu, poate amândoi. Pentru că eu îi știu și am încredere în ei că sunt foarte harnici și darnici și chestii. Bun. Au avut chiar o zi decentă. Numai că sunt cam obosiți acum. Ia să vedem. Da, somnul îi omoară. Sleep. Christopher este încă ok. O să-l punem să se spele pe aici. Take a bath. Așa. Fast forward. O să spală și Nicoleta doarme. Apoi ar fi cazul să-i dăm aici cook. Și grilled cheese sau nu, mâncăm aceleași chestii, what the fuck. Have dinner, nu have, ci serve dinner și fish tacos. N-am mai mâncat deloc chestia asta. Deci mi-a ce este curat.
iasă și o să fugă la bucătărie să gătească ceva bun. Oh. Foarte bine. Păi, haideți să-l punem și pe el să doarmă. Pe să vedem Nicoleta ce face. A, ea e ok. Ea e foarte ok. O să doarmă amândoi. Sper să se odihnească, pentru că mâine au o zi destul de grea, bănuiesc. Și n-ar fi ok să aibă probleme. Hai, fugi la toaletă, boss. Și dacă tot e aici, hai să prind să joace și la calculator. Pe game. Ce vreau să facă? După câte am înțeles, dacă ne jucăm jocuri, s-ar putea să învățăm să facem live stream-uri. Și Sim și nu știu, poate să câștige bani făcând stream-uri cu diverse jocuri. Ceea ce e mișto, îmi place cum sună. Și uitați, este inspirat, să vedem pe aici. Să cântăm la un instrument. Din păcate, instrumentele muzicale sunt foarte scumpe. Pa, Nicoleta nu s-a trezit tocmai ok. A, era foame. Așa. Ia uitați, perfect. Foarte bine, Cristofor, ai făcut o mâncare pentru Nicoleta și când s-a trezit a avut și el ce să mănânce. Super. Ce băiat finuț, Cristofor ăsta. Oh, mi s-a stricat WC-ul, acum văd. Cristofor! Repară manule WC-ul. Lăsăm aici. Cum întoarcem camera, așa întoarcem camera. Și-l punem să repare WC-ul. Lasă jocurile. De ce e important? Foarte, foarte important în cazul nostru. Și dacă tot a obosit în halul ăsta, hai să-l trimitem aici. Să-l punem să se culce pentru moment. Așa. Și dăm aici throw away. Și dăm și mop. Perfect. Curățăm farfuria. Și nu știu cum, dar cred eu că în acest moment Sim și noștri sunt foarte, foarte fericiți. Telejoc. Așteptăm dacă Christopher este disponibil pentru poantă. Nu este tocmai disponibil pentru poantă pentru că doarme. Și obosit. Pentru că a reparat un WC-ul. Și foarte bine că a reparat WC-ul. Aveam încredere în el că se poate să repare un WC-ul amărât. Și uitați, a făcut și el treabă ca lumea. Oh, Nicoleta a plecat la muncă. Dar el ce ne-ai face? Ok, ia să vă aici. Să mă uit. Ah, fugi și la muncă. Perfect. Ok. Ia să vedem aici. Să dăm cu spray în aer, cred. Ei bine, Nicoleta și Cristofor tocmai s-au întors acasă și acum vom plăti și noi facturile. Așa. Perfect. Păi, ia să vedem aici. Hai să facă și o baie Nicoleta, apoi Cristofor. Ce treabă are? Ah, cu somnul. El e ocupat cu somnul tot timpul. Și ce putem noi să facem aici? Să învățăm programare.
Deci o să trească să-l punem pe Christopher să practice programare. Din cauza că altfel nu o să avanseze. Și nu o să-l ajute la nimic. Dacă nu avansează. Știu că nu prea are el mare lucru de chef, dar aia-i. Trebuie să învățăm programare și așa vom fi avansați mult, mult mai repede la muncă. Până la urmă, de ce să nu ne ocupăm de programare? E utilă și ne ajută foarte mult în job. Ne vedem. Nicoleta. Nicoleta este ok. Chiar este foarte ok. Oh. What the fuck, dude? Sincer, n-am chef să repar asta. Mai bine îl schimbăm cu totul. Perfect. Și să rămân aici. Christopher și-a văzut de treaba lui și merită să fugă și el la somn. Ia, hai. Și-și da calculator. Acum este rândul Nicoletei să se ocupe de programare și să facă treabă. Ia să mă și la ea pe aici. Așa. Deci, are nevoie de level 2 la programming skill și trebuie să practice 4 ore de programare. Opa. Replace, repair mai degrabă. Oh, vai doamne, s-a stricat calculatorul. Și-a dat ecran de la albastru, un puțit. Nu știu dacă vedeți. Păi, sper să aibă energie. Știu că reparatul chestiilor consumă multă energie. Și n-aș vrea să îi stric ciul Nicoletei. Plus că a fost foarte handică în ultima perioadă. Și chiar merită să își vadă de treaba ei. Acum. Christopher trebuie să facă și el curățenie, să arunce drăcile astea, care și el mănânce, slavă Domnului. Așa. Ok. Trebuie și ultimele chestii la muncă. Perfect. Păi, în acest moment și-a îndeplinit și ea criteriile pentru a fi promovată. Și se îndreaptă către job. Ei bine, cam atât pentru moment. Eu o să închei episodul aici și vom continua într-un episod viitor. O zi cât mai bună. Bye bye.